Bună ziua! Stimați reprezentanții mass media, stimați cetățeni, am plăcerea să prezint două proiecte de legi importante care au fost votate astăzi în lectura a doua de către Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba de proiectul de lege care modifică codul penal la deci la capitolul ce ține de confiscarea extinsă și proiectul de lege care permite înaintarea dosarului în instanța de judecată în lipsa persoanei, în lipsa învinuitului. Am să explic pe scurt, pe înțelesul tuturor esența acestor două proiecte de lege. În ceea ce ține de confiscarea extinsă, cunoașteți că avem articolul 106 prim din codul penal care prevede posibilitatea aplicării confiscării extinse pentru bunurile care au fost dobândite de către persoana care este condamnată pentru una din infracțiunile menționate în acel articol, chiar dacă bunurile nu au legătură cu comiterea acelei infracțiuni nemijlocit. Totuși, acest articol a fost aplicat foarte rar, din cauza că formularea acestui articol nu permitea instanței de judecată să aprecieze care bunuri pot fi confiscate, și anume din motivul că instanța de judecată practic era pusă în situația să demonstreze că acele bunuri care urmau să fie confiscate prin procedura confiscării extinse proveneau din alte activități infracționale, adică să demonstreze legătura lor cu alte activități infracționale. Ori însăși sensul confiscării extinse este faptul că aceasta poate fi aplicată și altor bunuri pe care deținătorul nu le poate justifica proveniența lor legală. Respectiv, a fost reformulat articolul 106 prim, astfel încât de acum înainte organul de urmărire penală și instanța de judecată să poată aplica în mod eficient prevederea de confiscare extinsă. La fel, confiscarea extinsă va putea fi aplicată și față de bunurile care au fost transferate către terți în mod fictiv, în cazul în care terțul știa sau trebuia să cunoască că transferul bunurilor respective către el a fost făcut cu intenția sau cu scopul de a evita o eventuală confiscare. Al doilea proiect de lege aprobat astăzi în lectura a doua este unul mult așteptat. Ține de finalizarea urmăririi penale și înaintarea cauzei în instanță de judecată în lipsa învinuitului. Până acum, deci este posibil începerea urmăririi penale dacă persoana lipsește din țară, este posibilă judecarea în instanță dacă persoana nu este în țară, dar în condițiile în care persoanei i-a fost adusă la cunoștință învinuirea, deci i-a fost ordonanța de recunoaștere în calitate de învinuit, i-a fost prezentată. Ori avem situații în care persoanele au părăsit țara înainte de a fi puse sub învinuire și asta făcea imposibilă trimiterea cauzei penale în judecată și respectiv judecarea cauzei. Cunoaștem cu toții că deci sunt și persoane care sunt cunoscute publicului larg, care se sustrag de la urmărire penală și probabil sunt și alte cazuri care noi nu le cunoaștem. Deci, prin aprobarea acestui proiect de lege, organul de urmărire penală va putea să finalizeze urmărirea penală și să trimită dosarul în instanța de judecată, chiar dacă persoana nu este în țară. Desigur că cu asigurarea tuturor garanțiilor necesare, căutarea persoanei sau dispunerea unor măsuri de căutare a persoanei pentru identificarea locului aflării, pentru aducerea la cunoștință prin intermediul organelor deci similare din țara respectivă a ordonanței de punere sub învinuire, pentru invitarea, dar în cazul în care persoana se sustrage de la urmărire penală sau în cazul în care locul aflării persoanei nu este cunoscut, atunci este posibil ca deci să fie finalizată urmărirea penală și trimis dosarul în judecată chiar și în lipsa persoanei, cu autorizarea judecătorului de instrucție și dacă sunt întrunite toate condițiile pentru că acest lucru se poate fi făcut. Astfel, odată ce va fi promulgate aceste două proiecte de lege și vor fi publicate, sperăm să vedem și primele rezultate ale muncii organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată privind trimiterea în judecată,
a dosarelor care trenează de ani buni de zile în procuratură și totodată aplicarea eficientă a măsurii de confiscare extinsă. Ori nu există probabil o măsură mai bună de descurajare a actelor de corupție decât faptul că persoanele știu sau vor ști de acum încolo că părăsirea țării nu le va scuti de răspundere penală, iar averea dobândită ilegal pe parcursul anilor urmează a fi confiscată. Vă mulțumesc! Dacă nu sunt întrebări, vă doresc o zi frumoasă!